superbe, Oana chiar a lucrat cu noi, s-a ocupat de fiecare în parte, ceea ce a fost pentru mine o experiență foarte faină. E prima mea prezentare și nu mă așteptam să iasă așa bine și totuși a ieșit și am avut parte de susținere și din partea lui Cristi și din partea lui Oana și de modele am fost mulțumite, de machiaj și totul a fost foarte ok. Și n-am prea avut timp să ne uităm efectiv la spectacol. În schimb, și în cabină, chiar cu toată agitația, cu armonie, ne-am îmbrăcat repede, ne-am organizat. Mă bucur că s-a terminat într-un fel, dar în același timp o să fiu și tristă, că am avut o perioadă așa de foarte, foarte multă muncă și care s-a încununat așa în tot ce ați văzut aici. Da, sper să ne vedem la avansaj. Cine știe, cu alte haine. Oana e o tipă extraordinară, nu știu ce le-a făcut 6 luni de zile, dar colecțiile au fost absolut remarcabile. Niște oameni care i-am văzut la începutul cursului, să fiu sincer, le dădeam puține șanse, dar au scos niște colecții absolut, absolut remarcabile. Emoționată, tocmai ce s-a încheiat colecția de absolvire al cursantelor noastre. A fost absolut minunat, sunt foarte talentate, au evoluat foarte mult în aceste luni de cursuri, s-au printat materialele lor, s-au gândit modelele, a fost absolut minunat. Sunt mai mult decât încântată și fericită că am ajuns în acest punct, că au evoluat foarte mult și că le-am fost profesor, bineînțeles.